Trecem la un moment Carol I. Bun, acum imaginația românilor, cum spunea domnul Boia, funcționează în exces. Și nu știu cum v-ați descurcat, pentru că n-am văzut. Ce ați răspuns? Ce legătură are ce se întâmplă cu, în afară de faptul că e vorba de nici măcar de un german? Apropo, vreau să vă spun ceva. Una dintre cele mai urâte lucruri pe care le-am auzit în ultima vreme a fost cea rostită de un cap al bisericii noastre, care a spus că uneori Dumnezeu lucrează prin străini. După mintea mea, Klaus Iohannis nu e străin. Nu e străin pentru că un creștin, indiferent de biserica care îi aparține, este creștin. Deci din punct de vedere religios, nu e un străin. Din punct de vedere etnic, nu e un străin. Și dacă e pe străin, el este mai puțin străin ca noi toți, pentru că are 800 de ani vechime pe pământul țării astea. Deci se vorbește despre președintele ales actualmente ca un străin, mi se pare o gravă eroare, cel puțin. Eroare. Sașii au venit în România în 1220. Și el este urmașul a vreo 8 secole de. Ce străin e ăsta? Ce străin este faptul că e luteran, e străin înăuntru creștinismului? Ce deosebește bisericile creștine între ele? Atât de mult încât să vorbim de străin când nu e vorba de un ortodox. Bine, și în general trebuie să se termină povestea asta cu străinătatea și cu străinii, să îi împărțim la nesfârșit pe oameni români și străini. Totuși. Vă mulțumesc.